Mai avem un caz în care îngerul păzitor, deci referitor la mila lui Dumnezeu, se spune că stând călugărul bolnav în pat, i-a venit o idee. Doamne, vreau să fac un târg cu tine. Și s-a auzit îngerul păzitor care i-a zis: Dumnezeu ți-a îngăduit să faci un târg cu el, zi ce vrei. Sunt atât de bolnav și de istovit că dacă aș ști că mă mântuiesc, mi-aș dori să mor ca mâine. Și îi spune îngerul: am să-l întreb pe Dumnezeu și ți-aduc răspunsul. Și se întoarce îngerul și îi spune așa: a zis Dumnezeu să-ți alegi. Ori zaci pe patul de boală până te ispășești de păcate, ori vrei să stai 3 ore în iad. Și a zis: aleg să stau 3 ore în iad, numai să mă mântuiesc. Bine, zice, mă duc să duc răspunsul Dumnezeu și vin să te iau. În clipa respectivă, îngerul într-o dusă șovinită, că el merge cu viteza gândului, mai repede decât viteza luminii, îi spune Dumnezeu și Dumnezeu îi spune: du-l 3 minute în iad. 3 minute în iad. Îi ia sufletul din trup și coboară cu el în flăcările iadului, îl lasă acolo și spune: ne vedem peste 3 ore. Când s-a văzut sufletul în nenorocirea aceea iadului și ce necaz și ce urgie și ce nenorocire era acolo, lipsa prezenței Dumnezeu, întunericul nepătruns, vaite, țipete, blesteme, dureri, suferințe, necazuri, tot răul lumii acestea din care lipsește Dumnezeu și trăiește doar diavolul și stăpânește, a început să-i pară fiecare clip aproape 100 de ani. Și a zis: Doamne, ce prostie am putut să am eu în cap. De ce n-am cerut eu să stau pe pământ în trup și să rabd? Și în toată deznădejdea lui, când credea că nu mai este nicio scăpare, apare îngerul și întreabă: ce faci, frate? Îngerul lui Dumnezeu, dar e posibil să mintă îngerii? Păi tu îmi spui că mă ții 3 ore în iad și tu vii la mine peste sute și mii de ani? Și a zis: cum așa, suflete al meu? Zice: de-abia a trecut 3 minute. Vrei să mai stai aici sau vrei să mergi pe pământ? Du-te și îi spune lui Dumnezeu că rab durerea de pe pământ până la a doua venire a lui, dar să nu mai stau aici nicio clipă. Și să aude glasul lui Dumnezeu, du-l în trup să pocăiască și să nu mai ispitească pe Dumnezeu. De aceea avem nevoie de puterea lucrătoare a îngerului păzitor, care ne dă soluții la momentul intim, când nici nu ne gândim. Vedeți, câteodată spune omul: domnule, nu știu ce mi-a fost azi în cap, că n-am ieșit eu din casă. Ce mi-a fost mie azi în cap de a-mi băga mâna în buzunar și am pus portofelul în geam? Tot felul de enigme din astea care le povestesc oameni. Ei, aia e înțelepciunea îngerului păzitor. Domnule, un pas dacă mai făceam, eram mort. Domnule, dacă mă suiam, și am văzut o atitudine de genul acesta, pot să o povestesc deschis, reală. Un băiat credincios care se spovedește la noi, la mănăstire, mi-a povestit întâmplarea trăită de el personal. Cândva, cu timp în urmă, n-aș putea să vă relatez cronologic, undeva aici, în copou, la Biblioteca Centrală, a fost pe copou un accident cu un tramvai, cu niște taxiuri, cu niște probleme, sau a fost acolo și un om mort sau rănit, niște taxiuri fărâmate, date de-a dura. Ei, în ziua aia, băiatul ăla stătea în locul de parcare a taxiurilor și aștepta să ducă un client. Și cum citea din rugăciunea Paraclisul Maicii Domnului, i-a venit deodată un gând: nu mai stai aici că nu vin clienți, mută-te mai la vale în intersecție, că o să iei clienți de acolo. A dat la cheie și a plecat cu taxiul și în urma lui, la un minut, a avut loc accident în loc unde el era cu taxiul. Da, da, noi le socotim coincidențe. Noi le numim coincidențe. Biserica le numește protecția îngerului păzitor. Înger păzitor sufletelor noastre, la Domnul să cerem. După aceea, cealaltă vreme a vieții noastre, în pocăință, au săvârșit la Domnul să cerem. Adică să ne dea Dumnezeu gândul cel bun, spune psalmistul David: Doamne, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, păcatele neștiinței mele nu le pomeni. Și să vină clipa aceea, vedeți, lucrul ăsta îl întâlnim foarte des, când oamenii vin și spun:
Părinte a murit nespovedit, a murit neîmpărtășit, nu s-a rugat, de nu știu câți ani n-a fost la biserică și omului îi pare rău de pierderea celui drag. Ei, noi avem nevoie de această rugăciune a Dumnezeu și a bisericii tocmai pentru a ne lumina ca pe clipa și pe ceasul morții să avem parte de acest lucru. Într-o dimineață, astea sunt două chestiuni care există și astăzi, că trăiesc celelalte persoane, nu e o invenție, spovedeam mai de dimineață în postul mare și apoi aveam proscomedia făcută de pe la 6 și la 7 când veneau primii oameni, pe la 8 spovedeam că se citea ceasuri acatist la strană și după aceea eu intram cu Sfânta Liturghie, eram singurul preot la vremea respectivă la Mănăstirea Bârnova. Și apare un domn Diogene, un bărbat frumos cu soția lui și spune: părinte, vrem să ne spovedim. Am afinitate la bărbați și îi spovedesc prima dată, că îi văd mai rar la biserică. Femeile fiind credincioase, nu mă grăbesc, las că asta oricum vine oricând, că e bisericoasă. Și îl iau pe domnul și îl spovedesc, îi fac stenograma unul frumos, cum se spune, tot de la în fir în păr, și dumnealui îmi spune așa: părinte, ce este interesant că v-am întâlnit pe dumneavoastră și am putut să mă deschid, să mă spovedesc. Dar în schimb, ce este interesant, că am simțit un impuls de dimineață că trebuie să merg la biserică. Eu de obicei sunt comod cu soția. Noi mergem cam la 9-10 la mitropolie când începe Sfânta Liturghie. Azi, așa mi-a venit o idee, eu trebuie să mă duc la părinții Calisar. Bine, mă, dacă ai venit, ai venit. Și el îmi spune o vorbă așa, cumva, nu prorocească, dar interesantă, că părinte, după, eu i-am spus așa, postești tot postul ca să mă conving, acum îți dau o gheazmă mare și de Paște împărtășesc. De-abia era vreo două săptămâni de post, zic, nu-ți dau acum ca să fiu convins că mai ții un pic de post. Și el a zis, nu-i bai, părinte, cum îmi spui așa fac? Da, la despărțire, după ce ne-am salutat noi și am vorbit, cu soția alături, am spune, zice, părinte, dacă aș muri azi, sigur că m-aș duce în rai. Nu vă dați seama cât de ușor mă simt. Ei, zic, Doamne ferește, de ce trebuie să mori? Iese cu soția și spune, noi plecăm, că de obicei mergem la mănăstire în oraș. Merge sănătoși. La o oră se întoarce soția, îmbrăcată toată în negru, cu batic negru pe cap, cu pardesiu negru, și eu mă uit la ea și întreb, zic, dar dumneata nu ești soția Domnului cu care ați fost dimineață la spovedie? De ce v-ați schimbat ținuta? Păi Diogene a murit acum jumătate de oră. Zic, cum adică? Păi zice, am ajuns acasă, s-a dus în baie să se schimbe și am văzut că nu mai este. Și când m-am dus, l-am găsit căzut în baie mort. Ei, cine l-a adus pe el la biserică în ziua aia să spovedească? Că doar nici până atunci nu l-am văzut, nici de atunci nu l-am văzut. Deci, vedeți, aici, cealaltă vreme vieții noastre, în pocăință, o săvârșit la Domnul să cerem și o altă doamnă, soția lui domnul Ștefan, un om credincios de biserică, care e permanent la biserică, mi-a spus așa, soțul mi-a spus, părinte, zice, soția mea are niște dureri cumplite de cap. Ceva nu e în regulă cu ea. Merge la servici, dar trăiește cu cafea, cu calmante. Și am spus, cred că nu e bine ce se întâmplă. Zic, durerile de cap pot să fie, zic, dintr-o nevralgie, dintr-un trigemen, zic, dintr-o tensiune mare, dintr-o tensiune mică, ceva trebuie să existe acolo, zic, ceva, să nu fie o tumoră, ceva. Și el zice, ce ar trebui să facă? Zic, roagă să vină mâine dimineață, să o spovedesc și să o împărtășesc și să-i citesc. E adevărat, la ora 6 m-am trezit cu femeia în biserică, tot la Bârnova, se petrecea minunea. Și a fost o chestiune foarte interesantă ca fenomen, nu ca act în sine, ca actul e o întâmplare oarecare. Îi fac stenograma mare, cum se spune, o cercetez toată de la A la Z, că n-o văzusem până atunci, soțul venea la noi tot timpul, doamna mergea la parohie. Și zic, n-aveți oprire de împărtășani. De-aia zice, părinte, eu n-am mâncat de dimineață, dar să știți că n-am postit decât azi dacă postez, pentru că ieri n-am știut că vin soțul, mi-a spus după amiază. Zic, nu-i nicio problemă, lasă, ia și te împărtășește și fiind astăzi miercuri, ții toată ziua post, ții mâine că e joi și vineri de la sine. Și zic, ai 3 zile și n-ai greșit, că zic, ori postește înainte, ori după, doar Dumnezeu știe că lui îi postește. Ea se duce la altar la preotul care era acolo și ăla îi pune întrebarea, ați postit? Nu, nu vă împărtășesc. Și vine la mine în spate și îmi spune, cum i-ai dat drumul ăsta să împărtășească dacă n-a postit?
Zic, da, atunci mie mi-a sărit muștarul așa oricum și am zis, da, și treaba ai tu, ce am făcut eu? Răspund eu de ce am dezlegat. Și m-am dus la altar, am pus sfinte în lingurițe, am dezlegat femeie, am dat sfintele taine și încă în sinea mea am gândit așa. Zic, asta e numai lucrarea lui Dracus, nu să împărtășească femeia asta, dar dacă ea a venit totuși la ora 6 ca să te scoli la 5 de oraș, să iei autobuzul sau taxiul, să vii până la mănăstire, zic, eu jertfă, las că răspund eu de asta. Și când pleacă îi spun, chiar te rog să ai grijă să postești astea 2-3 zile ca să nu fie împărtășania, zic, cu păcat că ai luat-o. Da, părinte, nu se pune problema. Pleacă femeia la servici și seara pe la 6 mă sună soțul. Părinte, zice, s-o puneți pe soția mea, pe Lenuța, la pomenie. Da, ce s-a întâmplat? A intrat în comă la servici și după vreo săptămână a murit. De ce a trimis-o Dumnezeu în ziua să împărtășească? Da, de ce s-a băgat dracu cu coada ca să nu se împărtășească? De ce nici eu nu mi-am dat seama atunci, dar am avut așa o repulsie. Zic, mă, dacă eu am dezlegat-o și ia că mă duc să o împărtășesc. Și ea ca un suflet care a intrat în rai cu mila Dumnezeu, că femeia era curată, era femeie credincioasă. Nu știm cealaltă vreme a vieții noastre, aia tot Dumnezeu ne-o dă. A treia, sfârșit creștinesc și răspuns bun. Vedeți, noi toți murim pe rând. Azi, dacă te duci la eternitate, sunt 6 hoituri. Dacă te duci la Sfântul Vasile, alte cadavre. Dacă te duci la Bunavestire, alte sicrie. Oamenii mor, nu te întreabă. Acolo e accesul e mai permisiv decât într-o instituție publică. Aici dai concurs, acolo pleci fără concurs. Ei, cel mai interesant lucru este dacă s-ar face o statistică, așa ne-am dat seama de creșterea duhovnicească a omului, ca cei care vin acolo și aduc pe cei decedați, pe cei adormiți în sicrie pentru mormântare, să-i întrebi, a fost credincios? Un preot pentru treaba asta l-aș plăti și i-aș da salariu. A fost credincios? Se spovedea? Se împărtășea? Ca să ai o evidență să vezi cât de mare este creșterea duhovnicească a lucrării din biserică sau cât de slabă e creșterea duhovnicească. Pentru că noi îi mormântăm, le punem cruce la cap, le cântă preotul, le facem parastase. Dar noi nu știm ce e primit la Dumnezeu și ce nu e primit la Dumnezeu. Era o istorioară în proloage. Spune că murise un bogătan de asta și el când a murit a lăsat cu limbă de moarte. S-a aruncat cu bani de aur în urma mea. Să aruncați în urma mea cu pâine, să dați de pomană la toți săracii, să faceți numai bine, să vadă lumea cât de milostiv am fost. Sfântul cel Andrei Nebun pentru Hristos, văzând Harmalaia aia, s-a dus și el să vadă ce e acolo. Ăsta era un mare făcător de minuni și un vizionar. Și vedea dracii deasupra mortului preot să cânta acolo veșnică pomenire și rosteau alocuțiuni și spuneau, Doamne, uite câtă milostenie, uite câtă bunătate, uite câtă omenie, uite cât așa. Dracii cântau la copză și râdeau acolo deasupra în văzduh și aruncau cu cenușă pe mort. Și Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos îl întreabă pe Dumnezeu, Doamne, dar cum e permis așa ceva? De ce îngădui treaba asta? Așa se întâmplă când se ia numele lui Dumnezeu în deșert. E adevărat că omul ăsta, tot ce lasă în urma lui acum e numai slavă și mărire. Dar el dacă ar mai fi trăit 1000 de ani, toată slava asta și mărirea n-avea loc. Pentru că el în viața lui cât a trăit n-a avut pic de milă, pic de pocăință, pic de părere de rău, pic de dragoste de aproapele, pic de grijă de milostenie. El acum după moarte a avut toată fala asta. Pentru el aceasta este o imagine care îl afundă mai urât în iad decât să-i salveze sufletul. Pentru că sufletul lui este un ipocrit. Da. Și ce îi spune Dumnezeul Sfântul Andrei? Știi ce este, mai Andrei, suflete ales, toată mascarada asta? Ca și cum mi-ai aduce mie pe altarul de jertfă un cal mort care putrezește ca jertfă.